bă-ți frate ăla. Mâncați-ai și curat, hai, la foc. Salutare, dragi prieteni, dragi colecționari, bun venit la un nou episod pe Jaculta, se știe. Astăzi avem dublu hunt, plantăm mașinuțe giveaway, dar mergem și la hunt în Jumbo. O să fie mega, mega tare, fiți pe fază și nu ratați prea mult din video, pentru că s-ar putea să ratați mașinuțele pe care le plantăm. Totul e simplu, eu le las în anumite locuri, voi mergeți după ele și practic vă faceți o colecție Hot Wheels gratis. Iar în plus, Jaculta Speed Club pentru o lună gratuit pentru toți cei care fac munca asta. Să meargă! Jumbo Militari, setul Dominic Toretto. Avea și setul Gran Turismo, nou nouț, 0 km, mai avea Porsche 935 clasic pe albastru, dar setul Dominic Toretto era puternic. Am luat Mazda, am luat Charger-ul și am luat Lycan Hypersport pentru că bază metalică. Dacă tot suntem în locul meu preferat, că aici mă alimentez eu cel mai des, o să pitim primul model. De unde pitim acest premium? 1969 Chevy Camaro. Este tot dintr-o serie Fast and Furious. Este 100% premium și poate găsim un loc șmecher special pentru voi. Dar sunt și camere, e foarte posibil să mă vadă, e chiar o cameră, nu e treabă. Câinele ăsta e pe mine și pare amenințător. Sper să fie ok, Dogo. Așa. Și cam aici e treaba, da? Premium. Pa, Dogo, pa. Primul premium plantat. Bam. Ideea următoare, să ajungem la Jumbo Berceni. N-ai cum să bați așa ceva. Honda m-a închifrat. 20 de minute mai târziu, Jumbo, tate! Nici nu știu ce să fac. Întâi să plantăm sau întâi să vânăm? Bă, aici ce că să nu parcăm. Am luat Toyota 2000 GT și BMW M3 GT2, Neon Speeders și Vintage Racing Club. Ce am găsit nasol? Mașini desfăcute. Multe mașini desfăcute și îmi pare mega, mega rău. Mega rău că se întâmplă astfel de situații. Plantăm un Hot Wheels de la noi. Fast Gazing se numește, este o cisternă de benzină. Și haideți să găsim un loc mișto, undeva unde nu poate fi găsit decât dacă vezi acest video. E o bucată de tablă mai îndoită așa. Habar n-am ce e aici, dar e mult gunoi. Ok, aici o să pun. Da, e scris cu MOV, o bucată de tablă mai nouă. Come and get it, boys! Come and get it! Și uite așa, într-o bătaie, 15 minute mai târziu, Jumbo Paladi, cel mai vânat loc de către colecționari de Hot Wheels. Jumbo Paladi. Avem câteva Toyota Starlet am luat, pentru că se vând foarte bine. N-am înțeles de unde știe lumea de Toyota Starlet, dar mă bucur tare de tot că știe. Și am mai luat și niște Acura NSX-uri, pentru că este un pace car de pe vremea lui Ayrton Senna și e la fel de șmecher. Bun, și acum avem de plantat un Bully Goat. O să fie puțin cam tricky, pentru că e doar ciment, doar beton, foarte multă lume pe aici pe zonă și destul de complex să pun asta undeva unde să nu atragă nicio privire.
E bine așa? Hai că e bine. Deci pe colțul ăsta cred că m-a văzut domnul ăsta. M-a văzut? Opre. Pipăiți un pic și cam aia a fost. Mașinuța de Han numărul 3 plantată. Mai avem un singur jumbo, jumbo voluntari. Haideți să vedem dacă ajungem și acolo. Aici e ceva tare de tot. Doar vă zic, culoarea e bestială. Iar faptul că are acoperiș de ăsta soft top, n-ai cum. E perfect contrast și roz negre bebez. Wow. Într-o zi, băieți. Într-o zi. Opa, și mai avem da, domne. E și GTS. Frumos. Suntem la limita limitei. Este undeva la 8:30 ceva și se închide la 9. Și mai am o grămadă din centura asta. Am rupt centura astăzi. Deci am inhalat la diesel de la Cotoarbe. Cred că mi-am scurtat viața cu 3 ani. Dar în același timp am făcut aproape 4 jumbo în doar o oră jumate. Deci mulțumim centura. Să sperăm că ajungem cu chiu, mai mult cu vai. Am ajuns la jumbo numărul 4 voluntari. Aici vom ascunde și modelul numărul 4 pentru Hunt. Să vedem care este și acela. Let's go! Și pentru că se lasă seara și vreau să se vadă când plantez mașinuța, o punem într-un loc extraordinar de evident. M-am uitat și nu sunt camere. Avem un classic TV series Batmobile și vine exact așa. Ok, sper că nu m-au văzut băieți. Bă, cum funcționează aici? Pe o parte se vede și pe o parte nu. Incredibil. Gata, domn. Nu știu, o las și eu acolo. Vă descurcați. Jumbo numărul 4, Neon Speeders 4GT, Neon Speeders BMW M3 GT2. Ăsta e Haos. Asta e tot ce am găsit. Sunt foarte, foarte dezamăgit că cineva a luat toate Porsche-urile GT3 Cup din Neon Speeders, absolut pe toate, doar Porsche-urile, și pur și simplu nu știu ce o să facă cu ele, dar sunt tare curios. Chiar sunt curios ce face cu atâtea, că are pe puțin 50 de Porsche-uri. Și acum ne îndreptăm către JK Headquarters, cartierul general JK. Să montăm clipul ăsta. Avem un singur model de ascuns. Hai să vedem unde îl punem. S-a lăsat seara grav de tot. Ultimul Hot Wheels îl plantăm aici. Ultimul. Haideți să vedem ce este. Last piece. Last piece este un Mod Rod. Încă un Fantasy. Regina Maria. Iar undeva aici va fi Mod Rod. Ok? E și o piatră pe acolo. Așa, pentru un indiciu. Deci, pac, pac, pac. Înțelegeți voi unde este. Și cu asta încheiem încă un episod de Hunt. A fost ceva special azi. Hunt la Jumbo și un Jaculta Hunt organizat ca la carte. Nu uitați, share masiv, like, subscribe, susțineți tot ce se întâmplă aici ca să devină din ce în ce mai șmecher, da? Cam asta mi-aș dori. Vă pup. Vă mulțumesc mult de tot și ne vedem data viitoare.